Sunt cer domnitor de ședință. La ordinea de zi. Da. În primul rând, discuții referitor la procesul verbal de la ședința trecută. Dacă sunt obiecții, discuții pe marginea acestui proces verbal. Deci, trag concluzia că nu există nicio observație sau o tehnică. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Da, stop. Mulțumim. 12. Da. 12 sau 13? 13. În al doilea rând, dacă îmi permiteți, aș vrea încă o dată să urez la mulți ani tuturor celor aflați aici în sală, care poartă numele de Petru și Pavel, și să aveți o zi frumoasă. Mulțumim. Și la ceilalți tot la fel, să aveți o zi frumoasă. Și... Dar cine-i Pavel? Cine-i Pavel? Pavel și cu Petru. Da. Nu știu, să dau în continuare domnului președinte de ședință și domnului primar să deschidem lucrările acestei ședințe. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi, foarte mult. Da. La ordinea de zi, domnul primar, o să-mi prezinte ordinea de zi, care este scurtă. Ați fost convocat în ședința ordinară în data din 21-6-2021. Ce va avea loc în sala de ședință a primării Balcani cu următoare ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor acordate, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru perioada 2021-2023. Doi diverse. Da. Să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Da, bun. Mulțumesc. Ne asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor cadru pentru achiziția produselor, a contractelor acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru perioada 2021-2023. Asta de material, dacă sunt discuții. Da, discuții pe marginea acestui material. Acestui aici este o problemă doar de procedură. Știți că până acum Consiliul Județean s-a ocupat de acest lucru. În continuare. Și în continuare se va ocupa. Dar am fost și noi solicitați, întrebați, dacă ne asumăm sau nu ne asumăm. Dacă ne-am asumat, ar fi o serie întreagă de proceduri pe care trebuie să le îndeplinim. Fonduri europene. Și au, da, fonduri europene care se ocupă în continuare. Dacă aveți întrebări, dacă aveți nelămuriri. Spuneți la vot, da. Da. Spuneți la vot. Cine este pentru? Da, mulțumesc. Acolo au următorul punct diverse. Vă invit la discuții. Dacă aveți ceva de comunicat, de spus. Domnul Gânga, poftim. Trimiteți buldozerul cu un domn cărcătorul săptămâna asta care trimit acolo la mama Briduț, acolo la Toni, la... Da. Să curăță. Lângă la biserică erau trei containere din alea și acum s-au luat și se pun acolo într-un singur container toate generoase, curibile. Le-am luat și le-am dus în spate, vieți acolo, acolo să fie rampă. Aha, deci nu se mai fie acolo din loc? În lângă biserică. Tocmai, chiar vreau să sângerez asta, să nu mai fie acolo. Și eu l-am luat și eu l-am luat. Și eu l-am luat. Nu l-am putut lua cu tractorul. Și chiar... Normal, l-a rămas containerul ăla de sticlă, s-a umplut cu... Nu te-am scoat din piață, acolo fac rampă, era încheia contractului. Mai bine, ca să nu mai fie situația aia acolo. Intenționat, probabil că și cetățeanul o pune în containerul ăla de sticlă. Intenționat, eu, impresia mea.
nici nu deci intenționat spart, bagă pelicuri. Eu dacă vreau să duc sticle de acolo, nu pot, n-am loc. Eu cred că intenționat cetățenii de acolo care sunt intenționat bagă ca să ne facă rău. Și să se pare. Ceva nu gândesc. Că dacă scrie acolo petul ăsta, sticle, pe sticle băgăm. Nu băgăm acum. Se adună și acum fie în cald. Dar nu știu, dacă omul e răutăcios, nu mai învață. Pentru că l-am face rău. Nu, nu mai e conștient. Dar peste noapte, că nu-l poți să-l vezi. Că camera mea bate până acum, dar totuși e întuneric acum. Nu poți să-l vezi. Dacă am putea să mai punem la poartă, pe lângă poartă, în alea mici, pentru că au fost rupte, situație, nu mai există. Ce să punem? Tot coșurile alea mici, pentru că copiii au văzut că nu are unde, de fapt, unde să depoziteze. Au fost trei pe latura aia către mine, dar nu mai e niciun. Și ar mai trebui de măcar un coș la vat, parcarea aia. Dacă s-ar putea pune ceva de rând, nu, ceva prins undeva, dacă eu zic ceva. Prins cu lanț, cu ăsta, cu bălea de acolo, nu ăsta. Foarte rău, ceva care sunt mult, nu știu ce mă pasă. Arunc acolo gunoaie, înfrășeat acolo, tot vine camioane, le opresc. Da, și ar trebui totuși să mai insistăm la Rustran să ne mai aducă niște cuvere din astea aici. Da. Mai sunt oameni din, cu sarcul în drum. Da, mi-a venit și adresa. Am trimis un tab, i-am vrut să tăși ceva de cuvere. Toți ăștia care continuă să vină să facă depun cereri, le registrăm cereri. Deci în momentul când se ajunge, o să le distribuim la fiecare. Da. Cererile sunt la dumneavoastră sau? Da, la poliția locală sau. Lucrarea se va începe. Care? Lucrarea de la troică, de acolo. Da, mai are de făcut la schimbă. Poate domnișoara Emilia nu știe că ați fost în zonă și am vorbit. Ba, da, am semnat contract. Știți că a fost domnul primar acolo în zonă și am vorbit cu legătura cu șanțul. Mai sunt alte? Da, bun. Vă mulțumesc. Mai sunt alte? Da, bun. Vă mulțumesc.